Salutare tuturor, și noi am găsit la o nouă episodă data asta, suntem alături de 4 Gamers. Salut! Și vom juca Terraria, vom bate Brain of Cthulhu, dar înainte de toate vreau să vă arăt ce am făcut off camera. În primul rând am găsit 4 Life Crystal, 2 o să îi le dau lui 4 Gamers și o să le dăm așa în aer cu click stânga, așa. Am aruncat-o. Eu am 160 și tu o să faci 180, dar nu contează. Și da, ce am mai făcut? Am minat foarte mult, mi-am făcut și o puțină armură, am un tungsten helmet și niște papuci și armură de iron. Am în acest moment 18 defense și dar da. Bun, am revenit și da, vreau să vă zic că mi-am dat puținile astea din greșeală și de-aia am atâta defense. Și da, ce am mai găsit? Am găsit un Cloud in a Battle și are și plus 4% damage, deci va fi perfect. Și chestiile astea cred că deja le știți. Am găsit multe bucăți de astea de ametist, topaz și parcă aveam, da, ametist, am un hook. O să-i arătăm și lui 4 Gamers ce face un hook, ăsta este. Deci, să zicem că ești în mină, tu te agăți de un obiect. Aha, și hook. Te tragi acolo. Da. Așa, asta face hook-ul. Stai așa că trebuie să luăm niște poțiuni, că eu din greșeală l-am dat o poțiunile din nou, le-am dat pe toate. Stai, fac niște de-astea și de-astea. Și da, am de unde am găsit atâtea chestii, că am și mult taur și astea. Aveam două poțiuni de alea spelunker, adică poți să vezi minereurile prin pereți și am găsit multe chestii. În schimb, lui 4 Gamers nu am găsit nimic, pentru că am uitat să iau pentru el. Și da, avem 10 bucăți de gold și 8 rubine. Și o să facem un ruby staff, pentru că m-am gândit eu ca pe seria asta să mă axez mai mult pe magic damage și 4 Gamers pe range damage, adică cu arcul. Și da, azi am făcut un mana crystal, mi-am mărit mana cu 20 și da, ăsta este foarte bun, dă și automat. Ideea este că nu am eu multă mană și nici armura nu este specială pentru mană, deci da. Bun, avem cam tot, hai să mergem să luăm bombele, le avem, banii nu ne trebuie, avem aceste patai, dă-mi Crimson Rod înapoi și o să-ți dau... Da, să văd unde-i. Da, ți l-am dat, nu? A, uite, Crimson Rod. Așa, da. Așa. Bun, și avem și un Star in a Battle. Vedem ce mai trebuie. Poțiuni, ai poțiuni de-astea de healing? Nu lua nimic de acolo. Laser healing potion. Nu. Asta. Healing potion și atât ai? Nu. Uite, ia și tu de-asta. Au, l-am dat până la așa. Sunt cu 100 viață. Și le bag undeva sau direct când dau H atunci? Le dai atunci H. Uite, ia și okay, chestia asta. Asta îți dau poțiunile. Asta, dar nu dai nimic acum. Asta. Asta, aia prima o să dea 8 defense și a doua life regeneration. Și în schimb n-am mai găsit nimic, cred. Și da, o să folosim și puțin damage magic de ăsta. Cred că nu am uitat nimic, de fapt sper, am făcut și săgeți de astea gesturi care trec prin blocuri. Obiecte sau ce? Prin amici. Aha. Așa. Și da. Bun, o să folosim și acest staff pentru că am văzut că este al doilea cel mai bun staff, dă destul de mult damage. Uite, mi-a dat și o de-asta de mana. Și da, am făcut și un star in a battle, adică o să îmi dea mana regeneration. Și da, hai să intrăm aici. E bine că am făcut și defense puțin mai mare eu, că l-aveam foarte mic. Și el și-a crescut viața mult. Și eu am crescut-o mult cu două. Fiecare, el are 180. Parcă, da, uite care are 180. Și 260. 160, așa. Bun, eu am pregătit deja arena aici. De fapt, nu arena. Am spart alea și acum o să îi dăm direct drumul. Deci tu ce o să faci? O să dai cu arcul prin alea. De data asta o să îi dau drumul și o să ajung aici și atunci se va spawna, atunci nu știu de ce am făcut eu așa.
Pentru că trebuia lăsată o bombă acolo și o fugeam. Și, da, stai să dăm și ăsta. Îmi pun săgețile jester de-astea. Dar cu astea e mici, că spawnează și niște ochi sau ceva gen mai mici. Ce facem cu aia? Cum e omorăm? Ce ochi mai mici? Aia, păi, eu o să am jester arrow de-astea și vor trece prin toți moștrii și vor da damage în continuu. Aha, bine, hai că am înțeles. Și avem și norul ăsta a tău. Da, și o să dau și-o mult damage. Atunci, oricum n-avei cum să-l bați. Ia stai mă să vedem cât damage dă asta. 20, hai că-i dă bine. Arcul meu cu 22, care l-am făcut din noroc. Weaver l-a făcut cu noroc. Da, a, cred că am făcut asta și off cam în episod. Hai că i-am dat drumul. Mă, deci dă-i pe B. B. Așa, ne-am băgat toate astea. Te-ai intrat de Da. Așa. Vezi că... văd. Fugi. Dă-i ea. Trebuie să batem ăla, că după e ușor. Treci tu aici, că sunt niște inimi pe jos. Gata, s-a spawnat, dă-i. Vezi că vine jos acum. Bă, eu nu mai am dar. Fugi, fugi, fugi. Heal, heal, baga. Gata, l-am băgat. Așa. Bun. Ia să vedem, am... Ia să vedem cât crimtainor am. 34, tu cred că ai mai mult? 157. Ia dă-mi le mie cu toate. Așa. Arătate. Bun, deci l-am bătut. Hai să ne întoarcem acasă. Eu n-am... Ai recall potion? Eu n-am. Aștept. Eu nici eu n-am. La mine nu aveam. Și acum cred că are... o să abuzez puțin de asta. O să ies din joc și o să intru iar. Ca să mă dea la spawn. Stai mă, nu pe singur. Bă, dar o să se vadă IP. Ia stați așa. Să oprim noi ăsta. Bă, nu merge. Connecting to. Stai să dau să ies repede din joc. Da, și am bătut ăla, e perfect acum, o să ne facem armura, de fapt, ForGamer să se facă armura, pentru că eu o să, nu știu dacă o să avem timp în episodul ăsta, dar în episodul următor singur vom merge să luăm acel meteorit care a căzut și o să fac armura din ăla. Așa, hai să mergem. Bă, nu merge, mă, ce noi, mă, nu merge serio. Eu cred că mă conectez pe alt IP. Dau un restart la server? Dacă poți, da. Ia ieși. Acum ies. Ce că acum ies? Save and exit, așa, gata. Așa. Și acum să-l pornesc chiar. Așa, e că i-am dat drum. Acum să vedem dacă merge mie. A, gata. M-a băgat. Merge și mie. Așa. Da, să dăm drumul la Terraria. Sper că se vede, da. Așa. Bun. Deci, aruncă, vezi că ai în inventar tissue sample. Așa. Aruncat. Bun, acum o să craftăm armură pentru el, pentru că eu o să fac de-aia care este pentru magic damage asta. De fapt, asta e pentru toți, dar nu contează. Da. Și cu casa asta aici, ai făcut tot sau? Da, e pentru NPC-ul, dar vin înapoi să-ți dau armură. Deci o să facem un Crimson Helmet, un Scale Mail
Și da, la fix a consumat fix pe un, pentru un set de armură. Și știi ce faci? Le dai click dreapta pe ele și o să le bagi automat în slotul. Așa. Și papuci. Păi papuci deja i-am, nu? Ba nu i-ai. Acum? Păi mie pare că i-am pus Crimson Graves, nu? Da, dar ia vezi acolo pe a doua, ai ceva? Cum adică a doua? Deci, în stânga e Social Pants. Sau ai ceva acolo pus? N-am nimic aceea. Ia dă-mă și mie. Dă-mi papuci. Ok, poate se vede, mă, dar se vede încet. Adică nu se vede tot. E doar așa o parte. Uite, da, deci chiar. Uite, vezi? Și oricum am 32 defense, deci. Ai bine. Și acum o să vezi că ce dă bonusul tău? Mi se pare că dă greatly increased life regen. Dar cum iau bonusul? Te uiți pe armură și vezi set bonus. Că ai setul full de armură, de același fel. Ia. Unde? Dai pe armură în dreapta de tot, pui mâna pe armură așa. Cum? Păi pe armură? Cum? Mă, doar ție așa unde vezi defense-ul și astea la armură. Păi da, 32, doar 32 mi-a părut. În defense-ul ăla, mă, ține cursorul pe armură. Pe cască, care armură? Pe orice vrei tu. A set bonus great increase life regen. Așa. După set bonus greatly increase life regen. Da, mă, și gata. Și după tot life păi regen. Numai că e tot setul, dă la fel. Și acum îți crește viața mult mai rapid și vezi că pe fiecare ai plus 2% damage. Deci o să ai în total plus 6. Ia vezi cât dă arcul acum. 24. A, vezi? Te-a mai crescut puțin damage-ul. Da, și dai. Da, ia să vedem. Mai avem timp? Spune. Ia uite. Nu știu, nu cred. Bun. Deci am făcut armura aia și în episodul următor o să mergem la acel meteorit și vom explora dungeonul. De fapt, nu avem cum să explorăm dungeonul, trebuie să batem scheletronul. Și o să vedem cum, pentru că lui Forgamer o să-i facem o armă foarte bună, cred că pot să-i cumpăr și acum. Ia vină după mine. Dar asta e mai bună, gen sabia asta să ceam, armul ăsta. Stai așa. Mâna asta de zombie. Deci am luat toți 40 coin și uite că s-au spawnat ăștia aici și uite că e aici, mini shark. Ia vezi ce faci cu asta, că este foarte bun. A, dar nu am bloanțe, stai să cumpăr și bloanțe. Vezi că am dat 35 de gold pe el. Stai așa să luăm. Păi și tu ce mai dai? Cum apare? Păi nu ți-am dat nimic încă. Stai că ți-am luat vreo 2000 de gloanțe. Nu cred că o să-mi ajungă. Păi, dacă o să vezi când de repede trage, o să vină că ți-am aruncat aici. Ai ales gloanțele și asta e armă cu aia. Uite-l aici, jos, stânga mea, mă. Aha. Care parte? Așa. Mini shark. Și acum pune-l pe, în locul arc, sau lângă arc. La arc? Păi nu e ca folosită ca sabie sau ceva de genul. Da, asta dă mai puțin decât arcul. Păi ia trage cu el să vezi care e diferența. Trage așa în continuu. Știu, am văzut. Ține apăsat că trage. Păi da, știu, dar nu vreau să mirosesc toate astea. Păi nu, că sunt ieftine alea. Am dat pe vreo 50 silver pe 1000. Și diferența, uite, cum trage ăsta și cum trage ăla. Chiar dacă dă mai mult, da, oricum ăla e mai bun. Deci să nu mai folosești arcul că e mai slab. Adică dă DPS-ul mai mic. Mai încet, da. Adică attack speed sau... DPS, adică damage per second. Da. Așa. Bun, lume, încheiem episodul aici. Mulțumesc pentru atenția acordată. Baftă, lume. Pa!